Salutare din nou! Astăzi am reușit să finalizez un nou amplificator conceput de mine, fiind vorba de o clasă de două canale, așa cum ați văzut într-unul din videourile anterioare, full bridge, data asta cu o sursă de 5 kW rezonantă. Este vorba de un Hypers MPS varianta a doua. Tensiunile de alimentare sunt de plus minus 115 V. Având de asemenea și protecție la suprasarcină și scurt circuit, ventilatoare comandate electronic cu funcție anti-dust, modulele, nu vreau să mai intru în detalii, am activat, să spun așa, toate funcțiile de diagnosticare ale modulelor și avem pe panoul frontal power on, OCP, adică over current protection, semnal, clipping, efectiv, dacă se insistă peste limiter, să spun așa, sau se injectează semnal distorsionat, va semnaliza acest lucru, limita și protecția DC deasupra. Ok. Drept urmare, hai să-i facem un mic test. Vedem și secvența de pornire. Vedem în clipa de față canalul din dreapta conectat. Cel de-al doilea canal semnalează că nu are sarcină conectată la ieșire. 8 ohm. Ok. Conectăm și un oscilloscop. Am mutat. Îl conectez. 8 ohm, 60 de Hz. de volți RMS. Bun. Hai să vedem și o frecvență mai ridicată. 1000 de Hz. La intrarea limiterului. Hai să vedem și o frecvență ceva mai ridicată. 10 kHz, aceeași tensiune RMS. Bun, revenim la 1000 de Hz. Conectăm de asemenea cealaltă rezistență. 4 ohm, 1000 de Hz. Este 120-180 V RMS. Vedem și 100 de Hz.